Scopul scuză mijloacele. Celebra butadă a filozofului și omului politic Nicolo Machiavelli rezumă esența piesei sale Mătrăguna, dramatizată acum în premieră pentru Teatrul Național Radiofonic de regizorul artistic Mihai Lungeanu și criticul de teatru Domnica Țundrea. În mătrăguna, fiecare personaj are ceva de câștigat. Sub aparența unei farse amoroase, abundă beneficiile. Este păstrată aparența moralității în cuplu, se asigură moștenitorul unei familii, se obțin plăcerea fizică și avantajele unor relații sociale dintr-o tranzacție veche de când lumea. Sexul. Redactorul Domnica Țundrea. Este o piesă cu un spirit critic necruțător, scrisă cu un instinct ludic care putea fi valorificat în spectacolul radiofonic prin tot felul de echivalențe, printr-un ritm imprimat montării radiofonice, ceea ce Mihai Lungianu a făcut în toate dimensiunile spectacolului, începând cu adaptarea radiofonică a textului. Am făcut precum mi-ați poruncit. Așa. Împreună cu Siro. Aici, aici să L-am pândit pe tânăr <gri> la ieșire. L-am învârtit de câteva ori să nu mai știe pe unde a venit și i-am spus. Sincer, că dacă trâncănește cu cineva ceva așa. Așa. despre ce s-a întâmplat, îi rupem gâtul. Așa. Stăpâne, a, -a o imediat! Imed -o. Acum că am scăpat de el, mergeți amândoi la maestru Calimaco și spuneți-i că totul a mers de minune! Versiunea radiofonică a spectacolului Mătrăguna de Nicolo Machiavelli în regia lui Mihai Lungeanu are o dinamică modernă susținută de ilustrația muzicală inspirată a Patricei Prundea. Jocul minunat al trupei de actori cu Florin Piersic, Medea Marinescu, Cristian Iacob, George Ivașcu, Adela Mărculescu, capete de afiș, vă vor incita curiozitatea în această săptămână, joi 18 mai, de la ora 19, când spectacolul este programat să fie difuzat la Radio România Cultural. Actorul Daniel Badale, unul din protagoniștii piesei Mătrăguna. Vă mărturisesc cu sinceritate că întotdeauna am pus profesia înainte de viața mea particulară și să-i mulțumesc domnului Mihail Ungeanu, sunt la a doua colaborare cu dumnealui și sper să nu fie și ultimile. Îi mulțumesc pentru încrederea care mi-a mi a acordat o e un rol micuț, dar așa cum spunea și doamna Domn Domnica Țundrea, atmosfera de la înregistrare a fost fabuloasă. Trebuie să înțelegem că totul este efemer în lumea asta, Mătrăguna de Nicolo Machiavelli este considerată o capodoperă a literaturii dramatice universale, una din cele mai izbutite comedii din toate timpurile. Este mereu proaspătă și actuală. Piesa anticipează în formă ludică ideile revoluționare ale lui Locke, Rousseau și Hobbes privitoare la contractul social, idei emise două secole mai târziu de la scrierea piesei. Anticipează de asemenea conceptele de marketing care au fost dezvoltate în secolul 20 de Kotler și Ogilvy. Atenția, perspectiva, minuțiozitatea și amuzamentul sunt câteva din beneficiile acestui spectacol radiofonic, ale cărui învățători vă vor arăta și alte căi decât pe cele ale iubirii. Regizorul artistic, Mihai Lungeanu. Sunt dator să vă răspund tuturor celor care au socotit că pusul coarnelor este tema predilectă a lui Machiavelli, este o temă principală, dar la o anumită cercetare mai adâncă, am descoperit că se referea la altceva Machiavelli cu Mătrăguna și anume la o replică existentă și în spectacol rămasă în discursul preotului care spune în felul următor Nădăjduiesc că atunci când o treabă îi privește pe mai mulți, acești mai mulți au grijă ca treaba să iasă cum trebuie.